Bine ați venit, oameni buni, la un nou vlog de primăvară. Că, vezi, doamne, a venit primăvara, dar n-a venit la noi. Mamă, dar ce-i pe ăsta, bă, frate. Uite eu că s-a făcut surțuri, ești nebun. Băi, îmi pare rău că n-am mai făcut niciun vlog. Mamă, să te dai. Băi, ești nebun. Ce are, mă? Ale. Și că s-a înșelat mine, dar oricum, bă, asta nu merge. Pe partea asta. Băi, am terminat descărcat. Și acum ar trebui să merg să iau și de morcuța. Și să merg la încărcare. Mamă, dar ninge de rupe asta de naiba, bă, în Suedia asta. Ninge de rupe, bă, frate. Toată ziua a fost așa și este exact cum e mai rău. Ninge, a plouat. Acum ninge, uite ce aici, gheață. Că am venit aseară pe drum. Și la gheață s-au fost două accidente. Nu s-a pus gheață și pe oglindă. Băi, n-am mai făcut vloguri că... I-am dat fugăreala numai de noapte, să dăm eba. Și n-am fost ok să fac vloguri. Într-o stare tot mai bună de vlogăreală. Și nici acum n-am putut să fac gen cu descărcări cu asta, să fac un clip cu totul. Pentru că am avut fugăreala, a fost un pic pe grabă. Și am zis că n-ai mai important să fac descărcările. Că știți cum e, cum am și muncă. Eu fac așa, printre ele, să zic așa. Băi, ești nebun, dar ce ninge își bate, mă, bă. Mai puțin vine Paștele, mă, să pomenești. Și uite haldă vreme ce este. Haldă vreme. Și că de Paște. Avem mașină loc pe aici? Pe Nea Ion. Pe unde putea să intre Nea Ion? Pe aici. A, bă, ce ai, mă? Treci pe iau. Mai era loc. Ia uite ce scărție, Jeana. Jenica mea. Păi, de-abia am lăsat remorca. Uitați-vă, vă, și voi. De-abia am lăsat-o. Și a nins în ea, mă, să pomeniți. Și domnul iartă s-a pus așa repede zăpada mie. Asta e remorca mea. Remorca mea cu țurțuri. Păi, dar e o problemă acum, dar să vedem ce reușim să facem, aia, bă. Că ar trebui să lungim link-ul, știi? Am avut și probleme mai devreme. Nu puteam să-l strâng. Din cauza gheții, nu mai intrau bolțurile înăuntru. A, pe uite, uite o haldă, gheața ce-i de desubt. Păi normal, mă, frate, mă. A, s-a auzit. Bolț. Doamne, ăștia, să fie cu noroc. Ia auzi așa pe partea asta. S-a retras. A, da, bravo. A, mă, pe bune. Aceeași poveste. Ce ai, mă, ești nebun? Vezi ce mișto e? Cu link mecanic pe zăpadă. Cine a lucrat pe așa ceva? Sau cu așa ceva, moare de drag, mai ales iarna. Mă răsc cu mecanicul. Hai, mă, pe bune. Cred că mă pun acolo pe la chimea, nu te spate. Nu prea, mă, ești nebun. Facem improvizații. Dacă nu vrea și nu vrea. Uite, să pomeni și voi. Astea sunt problemele ce apar iarna. Cu toate că acum să fiu cinstit, eu o iarnă mai dubioasă, să dăm eu. Pe nord, pe sus, ninge de rupe, văd că și pe Suedia.
că-i dă. Am o cacoar, să-și fie ok. Hai da, ha, ha. Hai tata, curaj, ha. Uite, mă, bag aici, ha. Hai să vedem. Uite aici pe mocir la asta, în fapt. Poate aici frunze mai bine. Cumva n-au aderență cauciucurile de la link și patinează. Nu prind pe nimica, știi? Hai să încercăm aici, că aici e un pic de mocirlă. Și ciudată mocirlă, mă, frate, mă, că... Ia uite. Zici că e ploaie. Băi, este o zăpadă și o vreme foarte, foarte periculoasă. Asta, cum am spus și mai devreme, aseară au fost două accidente, s-a răsturnat unul cu un jeep în drum spre Stockholm. Oameni buni, aveți mare grijă pe vremea asta. Vrea, mă? Aaa, mă, pe bune, iar. Dacă tot nu vrea, facem improvizații. Ia stai aici acum. Da, ala s-a auzit? Ok. Unde e balconul? Uite acolo. Specific ierni sunt barbicior. Păi frate, acasă e o căldură. Și aici ninge de rup. Ha, mă, pe bune. Cat. Păi acolo liniștită, că nu mai umplu. Se rupe naiba aia. Luăm o cală. Să încercăm să o înfrânăm roata. Ia uite, stați. Ar trebui să ne ajute cala asta să lungim jucăria. Mă, în spate cumva zici că se opintește, dar în față probleme. Ia să-i fac aici. Ar trebui să ne ajute cala de acolo. Ia să dăm față. Aaaa, mă! Bă, ce nervant e. Dragul, mă, să lucrez pe Alink iarnă. Tot nu vreau. Băi, băi, iată. Nu vreau, frate. Nu avem control decât trebuie să căutăm asfalt. Dar unde ne avem asfalt aici? Hai de viață. Bravo. Bravo, Naion. Bravo.
mordă. Tot nu vrem. Tot nu vrem. Hai că o rezolvăm noi. Sper. Trebuie să căutăm asfalt mai curat. Băi, ce să zic? Mai mare dragoste să lucrez cu așa ceva pe timpul ăsta bestial. Făceam cu vreo 6 descărcări pe vremea asta, că este și frig, bate și vântul ăsta, că se vede cum bate, te sparge la ochi. Uite acolo, uite, mă bag aici. Nu știu dacă este ok. Hai să încercăm ea. Ah, e mai aspru aici. Hai, poate aici merge. Ia să vedem. Pasăm-o și pe asta. Măi, astea bolțe o să aud cum se trag. Aaaa, pe bune. Băi, ce mă enervează. Bă, nu vrea, mă, frate. Na, joacă pe asta. Băi, alea... Link-uri electrice sunt sfinte, să dai nevoie. Pe vreme de asta. Mai nu-i dat drumul de la mă, frate, ceva. Bravo. Asta da, veste bună. Ia, grăbește-te. A ajuns să-i remorca, te duci să încarci. Du-te și încarci. Du-te și încarcă. Fă o improvizație. Ce drum de improvizație să faci, frate, nu? Ar trebui o piatră, ceva, o... Să bag la roată, știi? Dar să am și cam de loc. Băi, da, să vedem. Aici se vede, pe partea alta se vede bolți. Aici cumva ține un pic, da. Uite, bolțul e înăuntru, ești nebun? Dar nu vrea din cauza gheții, bă, frate, bă. Din cauza gheții nu vrea să miște. Ce doamne ar să iau de aici? N-ai ce să iei. Ce să improvizezi. Nici calea aia nu e cine știe. Ce că derapează cu totul. Derapează. Păi era bun o piatră, un bolovan, o chestie, o vrăjeală. Știi?
să vedem asta așa. Cu asta dacă o punem. Poate ajută. Ia să vedem. Mă, ce nevoie. Doamne, doamne. Băi, ești nebun, mă. Eu am rezolvat problema asta. Rezolvă problema. O problemă de rezolvat. O problemă de copii mici. Bine că e vremea la soală și derapează animalul cu tot. Ați? Bravo! Băi, băi, băi. Cine va să-i pune pe? Dacă pun ăsta, o merge oare, că e fier mai mare. N-am prea multe soluții. Dar e greu, asta e. Ia să vedem. Poate merge. Ce să zic, dă Doamne să meargă. Merge pe dracu. Merge. Ești nebun. Hai mă, pe bune, s-a oprit iar. Bă, să-mi bag piciorul în el. E mișto la spectacol, mi-am spui. Pus asta înapoi.
Băi, de bine enervant asta, îmi fac picioare. Nu vreau. Nu vreau. Mă oprim un pic cu ea, poate își dă drum. Măcar dau în spate să treacă omul ăsta, că nu vreau să încurc. Ok. Măcar facem loc să treacă oamenii, că na. Ah, și m-ai zis să mai fiu om calm. Calm, îmi trec la minte. Băi, adevărul e că uneori te cam ia capul să-mi bag picioare. Dar totuși caut să fii atent. Hai mă, treci, na. Ca să nu zici că te blochez eu. Ia, eu îți mulțumesc pentru răbdare. Dar eu mai stau aici, că la mine tot nu vrea. Tot n-am cum să plec. Ha, că parcă și aici e. De ce nu vrea? Uite, mă, să pomenesc și voi. Uitați-vă, mă, și voi. Altă problemă. S-a lungit un pic și nu vrea să se mai duc. Ia de unul aici, vezi? Iau regoare de la bolți. Păi și ce era bun în situația de gen? Să legi în spate link-ul. Hai de viața mea, bine, v-am eu animalul ăsta. Nu, cade, cade combinația. Facem ceva impro. Vizați. Uite pentru ce pierd o jumătate de oră. Sper nu mai vine. Asta nu știu dacă ajută mai repede un bolovan, un pietroiu. Bine că și asta putea să alunece, dar eu știu. Patinează ca naiba. Ia ce aici. Voi ce ați face în situația de genul ăsta? Ați lăsat link-ul, este și eu. Jur. Dihania asta care nu mă ajută deloc. Nu mă ajută. Băi, n-am ce să fac decât să mă adun aia, băi, iar acolo. Bă, dar dacă fac eu o combinație cu un palet de aici, poate ajută, ia să vedem. Îl pun la loc, nu e problemă. Nu luăm paletă așa. Știi? E mai mare, ar trebui să ajut, ia să vedem. Ca acum l-am văzut. A, mă, că românul. Păi idei, este ceva de speriat. Așa cumva se... Sper să se înfurneze mai tare, că eu știu. Ia să-mi dea.
Da, se înfrânează o laie. Că deja alunecă și asta. Hai să vedem. Care-i treaba? Poate ține. Dar nu cred. Bă, dar nu mai vrea nici față, nici spate. Și ce-am scalat? Calm, Alexandru, calm! Ce dragul și mai calm. Băi, nu vreau, bă, nici așa, nici așa. Cred că mă duc în partea aia înapoi. Să mai trag acolo de ea, mă. Bă, dar cum a rămas, mă. Da, da, a, pe asta uite cauciucurile sunt full de gheață. Să alec mâna pe ele. N-am ce să fac decât să mai blochez o dată un pic drumul. Las paleții la paleță, o și palet la oamenii cine apoi. Și mă bag pe partea asta iar. Oricum, prindea mai bine, să fiu sincer. Dar stai că am uitat să trag frâna, să-mi bag picior. Vezi dacă te grăbești? Am uitat, mă, că nu prea am mâncat azi. După ce că faci multe descărcări, coletărie, că și mi-a scris unul pe TikTok că noi nu intrăm pe coclaur cu ele. Hai de viața mea. Intrăm, nu chiar fiecare cursă, dar intrăm. Intrăm mult la filme, la filme mititele. Aici era, nu știu. Mi s-a părut un pic altfel aici, că e mai... Iar astăzi mai uscat. Cum aspru așa asfalt. Nu e zăpadă așa mult aici. Da, hai mă. Că mă grăbesc, n-ai bă. Ia. Și multă gheață, bă, frate. Ploaie, ca armă din soare. Exact cum e mai rău să-mi bag ușor. Aici un pic mai prinde, știi? Hai că mi s-a închis camera, că... Nu mai avea spațiu suficient și am aștept deja. Stai că mi-a murit și puterea. Băi, nici acum n-am reușit să lungesc asta. Dar mi-a venit acum o idee genială. Doar că am să o punem și în funcțiune. Să ne proptim cumva de bolovanul ăsta cu link-ul. Care, haide!
Băi, asta e singura soluție de moment să-mi bag vișor. Singura și cea mai bună în momentul de față. Că patinează ca naiba. Și așa cum avem propteau aici, după calculele mele ar trebui să meargă să-mi bag vișor. Acum vedem ce și bun. Că nu pot să lungesc linkul sub nicio formă, mai mă și grăbesc. Mă, ești nebun. Nu vrei. Nu vrei. Nu vrei, opa. Băi, băiatule, așa am crezut că va merge. Hai de viața mea. Ce dracu-i mai faun? Băi, voi ce faceți, mă, când aveți probleme? Cum le rezolvați? Problemele astea de genul, cum le mai rezolvați și voi? Eu jur, mi s-a dus și chef de rezolvarea problemei. Deci, pe bune, jur. Aveam așa chef, da? Dacă tot nu merge, ia să mă urc acolo, fi mai ok. Da tot, hai să încercăm, ia. Hai să-i dăm fugureală acolo. Să vedem, poate. Pe aici ca o proptea, n-ai în cine să te proptești. Păi da, mi-e și ciudă că am mers, bă, frate, un piculeț. Că nu mergea deloc, mai ziceai? Băi, deci cam asta e munca pe zăpadă, să-mi bă, picior. Scandinavian. Altceva. Ia să ghiți. Băi, deci am ajuns să caut, nu știu, caut asfalt curat ca să pot să lungesc dihania asta, mă, frate, mă, să dea neagă. Aici, nici aici nu e asfalt curat, pe noi, că ninge în continuu. Uite aici, în apă. Ia de mă, pavoare, poate aici merge. Nu strică. Poate merge aici, ce știi. Dacă vrei.
Păi, cu toată răbdarea mea, jur, mă, cascadă-mi sărite problema asta. Așa, după o scasă de neva și îi vedea drumul într-un final. Ce dragul să-i mai fac? Nu ce să văd. Voi ce ați face? Nu mai vrea, mă, nu mai vrea să dea draci în iad obre. Să dea draci în iad obre să se lungească dihania asta. Mai moare, dragul. Dar n-am cum să agăzi vagonul, bă, frate. Ce dracu improvizație să-i faci? O kingă era bună. Legai de vagon și trăgeai de asta, de dihane asta. Legai. Doar că el nu mai vrea nici în față, nici în spate. Da, e partea mișto. Iarna când vine, vine cu tot cu cadouri. Nu și naiba, chiar așa nu vrea deloc, o frate. Salutare, boss. Eu mai stau pe aici. Băi, și am zis că la 5 plec, mă, frate. Am plecat pe naiba. E și ca întârziu pentru serviciu, bă, frate, e 5:30. Dar așa, la cine ați fac ei 6, eu spun, bărind?
Trebuie să găsesc tot o chestie, să fac o improvizație, că altfel n-am nicio șansă. Deci o șansă n-am. Tot de improvizație trebuie. Tot de improvizație, tot. Dacă văd la turcul ăsta în parcare, e o parcare cu un turcalet aici. Adevărul e că n-am mai avut de mult probleme, ieșeam de mână nevoie. M-am și plictisit data problemă, să-mi dat doar și ele. Dar nu m-am plictisit de ele. Acum mi-era și foame, mi-era așa, mi-era așa, mi-a trecut de tot. Ia cu pâine, Alexandru. Ia. M-a luat turcul ăsta, că e o parcare, dar uite-mă că e ca dracu pe jos. M-am 3 ore 20 de program. Mi-era rău, să-mi bag piciorul, dar mi-era rău. Poate găsim aici rezolvarea, că parcarea este imediat aici. Au ceva bolovan de ea, dar sunt cam mari și nu prea poți să te folosești de ei, să zic așa. Nici nu știu, bă, frate. Ce aș putea să fac? Ce e zăpadă, mă, frate, mă. E mai rău, naiba. Nu, e, nu e ok. Nu este ok deloc. Uite, bă, ce am fost, ce am așa să caut, să fac improvizații. Băi, jur, mă uit ca un nebun la o, uite, pietră ceva acum în spate. Ia să stăm aici să luăm ceva din spate, nu niște pietre. Uite ce aici, aia mă, bravo. Hai, poate merge, poate fi cu noroc. E și aici rezolvarea mult dorită. Asta ce ne-e bordură. Hai, deși nu e că... Ba da! Poate ține, eu știu. Cumva... Ar mai fi o combinație, să dea naiba. Să trec în partea aia, porleazul. Ar mai fi, da, gata, am găsit varianta. Dar să vedem dacă și ține acum. Am găsit o improvizație bunicică, zic eu. Da. Asta nu merge, ok. Cade asta.
Asta încercăm pe a doua. O dăm așa pe lângă piatră, hap. O rămâi acolo. Că vine acum cu tine, stai așa. Vezi, mă, frate? Era să zic pe aia că ce-am făcut, ce-am ajuns. aici ar trebui să meargă, mă, frate. Aici ar trebui să fie cea mai bună variantă. Că cumva e bordura, da. Băgăm și bordurica asta. Da, mama e de gheață. Așa enervantă e câteodată mereu. Hai să vedem ce iese. Mod în toate variantele cam asta ar fi, nu știu, printre ultime sau ultima, ok. Așa. Am apropiat un pic să nu tragem târâși. Mă, ele se aud, mă, frate, mă, cum se duc bolturile. Băi, oameni buni. Băi, bine și să râzi să-mi bat picior. Eu v-am zis, mă, că românul este un geniu, mă, că așa este el. Născut, crescut, geniu. Uitați-vă, mă. Să alungi, mă. Ia, mama lui să fie de vin. Românul e geniu. Românaș. Oricum. Gata, oameni buni. A reușit, dar am cuplat până la urmă într-un final. Că a murit bateria la cameră și s-a închis. Și acum am băgat-o la încărcat, am și bateria asta acumulatorul cu mine. Păi ce să zic, au un sfat. Pe vremea asta urâtă. O, te-și face de la peste. Rămâneți acasă, vă, frate. N-are sens să vă chiniți pe drum. Ați văzut cât m-am chinuit. E o vreme super urâtă și mai bine stai acasă. La călorică, na, la mine nu prea se poate că eu sunt la muncă, până la urmă mie, ăsta mi-e jobul, să fiu cinstit. Ia uite, mașini sunt aici. N-aș fa tare afară. Și acum am băgat aici 350 de km, ce vă zic. Merg 2-3 ore, fac un 30 de minute. Că 15 l-am făcut mai devreme. O cafeluță. Mă lasă frigă. Da, mă, frate, cam asta e, că mulți ați întrebat care-i treaba cu 25, cum se lucrează. Uite, și pe timp nasol. E nașpa, să fiu cinstit. Nu e cine știe ce extra mega. Că muncești de... muncești.
E ca naiba, sunt și bune, sunt și rele, dar... Adevărul că acum și eu bost un piculeț, ca... Sunt tenervant, naiba, problemele astea. Una întâlna probleme, una întâlna probleme. Mai dă-le în Doamne, iartă-mă de probleme. Păi... Auzi în ce vreme, mă zici că vine că... Aolo, mamă, și că e vaporul ăsta. Și că vine Crăciunul, mă, să-mi bag picioare, uitați-vă, bă, și eu. Și că vine Crăciunul și ce credeți? Vine Paștele, mă. În 3 săptămâni vine Paștele, în 2 săptămâni vine Paștele la mine și așa în 3 vine la noi. Băi, oameni buni, ce să zic, uite, am stat și geamul zis, am uitat geamul. S-a umplut camera de gheață. Rămâneți în siguranță. Eu nu mai pot să... Să stau pe vlogări alte, să închid, că mă și grebuie să ajung la oameni și să încarc. O zi bună vă doresc, numai bine și nu uitați, pe vremea de asta nasoală, mai bine stați acasă. Numai dacă aveți ceva urgent, trebuie să mergeți neapărat, mergeți. Dacă nu, stați acasă, oameni buni. Că și aseară s-au răsturnat, au fost accident cu două mașini mici. Și na, când ăsta ți-e job-ul, n-ai încotro, dar să te primi. Așa că ai tu chiar de plimbăreală, nu prea ok. Am să închei vlogul aici și să ne vedem la următorul cu bine. O zi bună, vă doresc la toți. Rămâneți în siguranță.